bine ai revenit în Cyber City, capitala țării Internet! Însă cum ai reușit să ajungi în acest loc minunat? Cu avionul sau cu vaporul? Nu, este mult mai simplu de atât. Trebuie doar să te conectezi online de pe telefon, tabletă sau calculator. Una din ușile pe care poți intra în internet este rețeaua Wi-Fi. O folosești acasă, la școală sau din locuri publice precum muzee, parcuri, restaurante, magazine, aeroporturi sau hoteluri. Însă dacă la rețeaua Wi-Fi de acasă te conectezi doar tu și familia ta, la celelalte oricine poate avea acces, inclusiv răufăcătorii online. Respectând sfaturile pe care ți le vom da în continuare, vei avea la îndemână bagheta încrederii, un obiect magic care te va ajuta să te conectezi în siguranță la internet. Ai grijă la ce Wi-Fi te conectezi. Chiar dacă include denumirea locului în care te afli, asta nu înseamnă că acea rețea nu a fost făcută de un răufăcător și nu este o capcană. Wi-Fi-urile publice pot să nu fie sigure, chiar dacă există o cheie, o parolă pentru a le accesa și un infractor o cunoaște. Poate fi chiar persoana de la masa de lângă tine dintr-un restaurant, care va putea să vadă ce mesaje trimiți, să-ți descopere parolele sau să-ți acceseze conturile. Nu intra de pe Wi-Fi-uri publice în site-uri care îți cer date personale. Nu știi cine poate să ți le vadă atunci când stai pe internet folosind o conexiune care nu este sigură. Alte persoane din aceeași rețea pot vedea ce trimiți și pot avea acces la informațiile tale personale, contacte, poze, nume de utilizator și parole. Nu lăsa telefonul, tableta sau laptopul să se conecteze automat la Wi-Fi. Roagă-i pe părinți să oprească această funcție din dispozitivele tale. Nu instala aplicații și nu accesa site-uri și link-uri necunoscute de pe Wi-Fi-uri publice. Asigură-te că link-urile pe care ai intrat au în fața adresei un lacăt închis și încep cu HTTPS. Urmând aceste sfaturi și folosind bagheta încrederii, te vei putea conecta în siguranță la internet și vei ști ce rețele sunt în regulă pentru tine. Ne vedem data viitoare într-o nouă aventură!